Salutare, Dan, salutare, prieteni, Crăciun fericit tuturor. În a doua zi de Crăciun avem plăcerea, am plăcerea să stau de vorbă cu portarul campionei României, Cristi Bălgrădean. Cristi, te salut. Cum ai petrecut sărbătorile până acum? Salut, Ovidiu. Le-am petrecut acasă, cu familia, cu fetița. M-am bucurat de timpul liber care l-am avut până acum și mai avem puțin și ne reunim și noi. Cam scurtă vacanță. Cea mai scurtă vacanță din carieră pentru tine? Da, cam scurtă vacanța, dar asta este. Avem timp să ne reîncărcăm bateriile și să revenim mai puternici la Cluj. Cum a fost acest an 2020 pentru tine? Destul de tumultos, nu? Pentru mine a fost un an bun, cred eu, pentru că am reușit să ne calificăm în grupele Europa League și în campionat. Suntem la 3 puncte de Steaua. Cred eu că, per total, a fost un an bun. Și la un punct de Craiova, să nu uităm. Un punct de Craiova, da. Un an foarte bun. E deranjant, într-un fel, totuși, că sunteți pe locul 3, chiar dacă la mijlocul sezonului regular mai sunt foarte multe etape, foarte multe puncte puse în joc, plus play-off-ul. Da, mai sunt destule meciuri de jucat, mai sunt 15 jocuri, deci e timp să revenim în fruntea clasamentului. Un mic regret, totuși, că nu ați terminat cu victorie, pentru că ați avut un parcurs foarte bun sub comanda lui Edi Iordănescu în ultimele meciuri. Pe de altă parte, tu nu ai luat gol de când e Edi antrenor. 4 meciuri. Da, păcat că n-am terminat cu o victorie ultimul meci al anului, dar cred eu că a fost un rezultat echitabil 0-0 și normal am fi dorit victoria, dar este un rezultat echitabil. Hai să te corectez puțin, n-ai luat gol în 5 meciuri tu, pentru că tu nu luasei gol, tu n-ai luat gol la Berna cu Young Boys. Da, și din păcate s-a năruit tot. Erați atât de aproape și exact cum spuneai tu, 3 minute, cel mai bun, cred că, meci făcut de noi, cu ocazii, dar ăsta e fotbalul. Și am rămas acasă. În același timp și golul vostru, golul lui Debeliuc, a venit după un offside mic, dar a fost offside. Dacă ar fi existat VAR, era anulat acel. Da, dar după aspectul jocului, cred că meritam să mergem noi mai departe. Dar, cum ți-am spus, am avut atâtea ocazii, dar ăsta e fotbalul și trebuie să acceptăm până la urma urmei. Ați părăsit și Cupa României, aș spune rușinos, pentru că ați jucat acasă și v-a bătut o echipă slăbuță în acest sezon în Liga 1 Politehnica Iași. Rămâneți cu un singur obiectiv, vă puteți concentra doar pe Liga 1 în acest moment. E un avantaj? Poate e un avantaj, pentru că noi până acum am jucat joi-duminică, tot turul ăsta de campionat și poate fi un avantaj. Steaua încă este în cupă. Craiova este în cupă și poate profităm de acest mic avantaj, să zic așa. Că noi stăm când ei joacă în cupă. În același timp și ei au profitat sau puteau să profite mai mult pentru că ei au stat când voi erați implicați în Europa. Da, corect. Dar suntem acolo la 3 puncte și de Steaua 1 de Craiova. Cred eu că toate trei echipe se vor bate la campionat până la finalul anului, până la ultima etapă. Cum ai privit plecarea lui Dan Petrescu, surprinzătoare pentru multă lume din fotbalul românesc? Dacă nu mă înșel, venisem după 4 înfrângeri cu mister, cu Dan Petrescu. Nu știu, probabil că nici el nu mai putea la Cluj. S-a instaurat așa o stare de aia, probabil, tensiune, da. Cred eu că nici el nu mai putea să stea la Cluj. Și a spus-o în multe rânduri că avea nevoie de o vacanță. Cu siguranță că dacă el vrea să rămână, probabil că continua. Dar cred eu că a avut nevoie de o pauză și probabil de aceea a luat decizia de a pleca. Și a venit Edi Iordănescu, un antrenor cu un stil total diferit de joc față de Dan Petrescu. Da, într-adevăr, este diferit stilul lui mister acum de față de a lui Dan Petrescu, dar trebuie să ne obișnuim să-l
să-l schimbăm din mers, să zic așa, stilul. Mai ai câteva zile de vacanță, cum spuneai, îți încarci bateriile, după care pe 14 ianuarie, da, meci oficial. Nu ți-e teamă de frig, de zăpadă, de ce ar putea să fie în ianuarie? Cu siguranță va fi foarte frig și... Și neprietenos pentru un portar. Adevărat, adevărat. Într-adevăr, dar asta este, n-avem ce să facem, ne trebuie să ne pregătim, astea sunt condițiile și jucăm meciurile oficiale când, dacă nu se amână, nu știu, n-avem ce face până la urma urmei. Într-un fel sunteți și bucuroși de faptul că nu sunteți în situația celor de la Viitorul sau Poliaș care se reunesc pe 28. Glumind puțin, vorba vine, îi prinde revelionul la antrenamente. Fiecare club acum are fiecare club știe ce trebuie să facă. Noi, la noi, mister, a zis că nu se pune problema să ne cheme între Crăciun și Revelion. Sunt mulți jucători străini la noi care au plecat în Brazilia, au plecat, era greu să nu-i lași să meargă la familie. Era aproape imposibil. A fost și acest an foarte ciudat. Da. Și atunci era imposibil, după părerea mea, să nu-i lași să meargă acasă. Cum a fost pentru tine vara, cu pasul pe care l-ai făcut de la FCSB la CFR, un transfer care a surprins pe multă lume în primăvară, în momentul în care s-a aflat că ai semnat? Păi, cred eu că a fost un transfer bun, un transfer reușit. Probabil că cei de la Steaua au fost surprinși, dar din punctul meu de vedere n-aveau de ce, pentru că eu am primit oferte de la CFR în condițiile în care Steaua nu mi-a propus nimic și atunci... Și erai în ultimele 6 luni de contract. În ultimele 6 luni de contract și nu puteam să refuz o asemenea ofertă. Cum a fost, nu știu, să-l ai adversar în meciul direct pe Florinel Coman, cu care ești prieten? Coman e prietenul meu, într-adevăr, un jucător care cred eu că va ajunge mare. Un jucător care poate să facă diferența în orice moment, pentru că îl cunosc. Și, da, cum ți-am spus, e prietenul meu și cred eu că va ajunge mare. Și nu ți-a dat gol în meciul direct, în derbiul dintre CFR și FCSB? Da, pentru că ne cunoaștem și știam că acolo va bate lovitura liberă și știam... loviturile, să zic așa. Revenind puțin la mutarea ta, ai mai vorbit cu alte persoane de acolo, în afară de Florinel Coman, mai ții legătura cu alți jucători? Cu jucătorii nu se pune problema să nu vorbesc. Doamne ferește, de ce? Până la urmă, am semnat cu o rivală, într-adevăr, dar nu, eu nu văd nicio problemă în asta. Din oficial, nu. N-am mai vorbit cu nimeni. Dar, nu știu, nu așteptai și tu o medalie, având în vedere că ai fost la FCSB sezonul trecut și i-au câștigat Cupa României? Ai jucat și drept un singur meci în Cupa. Da. Asta e, mi s-a trecut în palmares Cupa. Medalia asta este, nu e nicio problemă. Dar îți lipsește din palmares titlul de campion al României. Da. Sper din tot sufletul să-l iau acum cu CFR-ul anul ăsta. În mod normal, CFR-ul e favorită la titlu, având în vedere ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani, chiar și în, dacă ne uităm un pic la poziția din clasament de acum? Ți-am spus și mai devreme, cred eu că CFR-ul, FCSB și Craiova se vor bate până în ultima etapă la titlu. Asta e părerea mea. Mi-aș dori din tot sufletul ca noi să fim campioni înainte cu, dacă se poate, cât mai repede, dar cred eu că va fi un campionat echilibrat și anul acesta, ca și anul trecut. Și... De cine te temi mai mult, dacă pot să spun, dacă poți să te întreb așa, de FCSB sau de Craiova? Eu cred că fiecare echipă din astea trei poate să încurce pe oricine, adică și noi Steaua, și Steaua pe noi, și noi Craiova pe noi, și invers, Craiova pe FCSB.
În acest an ai revenit și la echipa națională, chiar dacă nu ai jucat, ești printre portarii la care se uită selecționerul. Doi dintre portarii naționalei din ultimii ani s-au retras. Tătărușanu și Silviu Lung, lista e mai scurtă. Nu știm situația lui Pantilimon, care n-a mai fost convocat de mult timp. Da, mă bucur că am revenit la echipa națională. Sper ca să și rămân în vederile selecționerului. Bineînțeles, odată cu evoluțiile mele, probabil că dacă voi avea evoluții bune, voi fi chemat în continuare. Frustrant să știi că peste 6 luni e campionat european cu 4 meciuri la București și în loc să vedem România pe arena națională, vom vedea Macedonia, Ucraina, Austria. Da, era frumos ca noi să fim și noi acolo, dar așa a fost să se întâmple și să nu fim noi. Hai să vorbim și despre alte echipe la care ai activat de-a lungul carierei, pentru că ai bifat CFR-ul acum, FCSB, dar și Dinamo și Craiova. Practic, îți lipsește Rapidul din CV. Eu cred că mai am mult de jucat și nu se știe niciodată. Poate dacă ajung în Liga 1, când îți expiră contractul cu CFR-ul? Să nu spui niciodată. La Dinamo ai început fotbalul mare, să spunem așa, chiar dacă jucase și la UTA înainte, altă echipă de tradiție din fotbalul românesc. Dinamo într-o situație dezastroasă, incredibilă, nu știu cum putem să-i spunem. Pare pe marginea prăpastiei. Cum vezi din exterior situația de acolo? Cu asta vreau să încep, că din exterior e dezastru. Nu știm exact ce se întâmplă acolo, dar sper din tot sufletul ca să vină cineva și să salveze acest club, pentru că e păcat pentru ce a fost clubul ăsta, tradiția lui, și ar fi păcat să se desfințeze, să zic așa, sau faliment, să, Doamne ferește, să... Dinamo nu e departe de locurile de play-off și mai sunt 15 meciuri. Îi vezi în play-off? Ți-ai dori-o pe Dinamo în play-off dacă se rezolvă problemele lor financiare? Bineînțeles că mi-aș dori să fie Dinamo, să fie Steaua, Craiova, un play-off. De mult n-a mai fost așa cu echipele astea. Bănuiesc că într-un fel te gândești și la faptul că Dinamo a cam încurcat-o pe FCSB, chiar în perioada în care evoluai tu atunci, când era un play-off sau un... Da, la Steaua n-am reușit să câștig niciodată împotriva lui Dinamo. 3-3, 1-1, n-am reușit să câștig niciodată. Da, mi-aș dori, într-adevăr, mi-aș dori să prindă play-off-ul, să fie un play-off puternic. Dar cu Dinamo ai bătut-o pe Steaua, FCSB, cum vrei să-i spui? Da, da, 1-0 în Ghencea. Gol Torje cu capul, da. Primul meu derby. 2010 atunci, primul meu derby. Îți vine să crezi cum a trecut timpul? 10 ani și câteva luni? 10 ani, adevărat. Zboară timpul. Da, asta este. Acum mă focusez pe ce am de făcut la CFR și... Ți-am zis, sper să ieșim campioni anul acesta. Nu scapi de câteva întrebări și despre Craiova, pentru că ai jucat acolo, tu ai fost chiar capitanul Craiovei, dar nu ai avut șansa să îmbraci tricoul universității pe noul Ion Oblemenco. Tu ai jucat la Severin, pe fostul extensiv. Pe vechi Oblemenco. Da, un stadion extraordinar și lumea și extraordinar acolo. E mai bine pentru voi și pentru celelalte echipe care sunt în luptă cu Craiova că se joacă fără spectatori? Bănuiesc că... Nu, sincer, eu mi-aș dori să se dea drumul la spectatori, pentru că e urât fără spectatori. Nu, eu mi-aș dori să... Mă refeream la un derby cu Craiova, jucat acolo, nu, cu 30.000 de oameni. 100% mi-aș dori să fie plin stadionul. De la Craiova tu te-ai mutat la Concordia Chiajna în acea perioadă, sincer. Te gândeai că cariera ta va ajunge pe din nou atât de sus? Și... Sincer, nu mă gândeam, dar am petrecut 2 ani frumoși și la Chiajna, pot să zic așa, o rampă de lansare pentru mine. Relansare pentru mine, da. M-am simțit bine și la Chiajna, face parte din istoria mea și a fost foarte bine și la Chiajna. Ți-ai dorit să joci în străinătate după ce îți va expira contractul cu CFR în vara lui 2022, nu? Da.
Bineînțeles, acum fiecare jucător cred că și-ar dori să meargă la mai bine, nu? Nu știu, vedem ce îmi rezervă viața pe viitor. Și acum o întrebare directă, cum stai cu kilogramele? Bine, până acum bine. N-am apucat încă să mă îngraș, că de câteva zile nu. Și o să încep să alerg ușor și să nu facem excese și să fie bine când mă întorc. Ai o poreclă vestită, Pufi. Din 2010, dacă nu mă înșel, cred că Cătălin Munteanu mi-a spus prima oară. Deci așa am fost mereu toată viața. În cariera ta ai avut șansa, pentru că glumeam zilele trecute noi doi, ai avut șansa să fii adversar cu Messi. Din păcate pentru tine, doar într-un meci amical, chiar ți-a dat gol în acel Dinamo Barcelona 0-2 Messi și ai văzut acțiunea acelei fabrici care produce bere, care a trimis baxuri de bere personalizate tuturor portarilor care au luat gol de la Messi, dar în meciurile oficiale. Tu nu primești berea. Eu nu primesc berea, mi-aș fi dorit și eu să o primesc. Dar, din păcate, am luat gol într-un amical și nu primesc berea. Mi-aș fi dorit să am ocazia să joc contra lui Messi într-un joc oficial. Poate toamna viitoare în Champions League, sau e prea departe competiția, e prea pentru noi românii, pentru echipele din România. Eu zic că e destul de greu să trebuie să o iau o echipă iarăși de la zero, cum a fost Steaua atunci când s-au calificat în Champions League, să o ia de la zero și să ajungă în grupele Champions League. Din punctul meu de vedere, e foarte greu, foarte greu pentru o echipă românească să ajungă acum, în momentul de față, în grupele Champions League. În Europa League, CFR-ul a ținut steagul sus. Steaua înainte, FCSB-ul. Da, Steaua înainte a fost aproape, am fost eu la FCSB, am fost aproape de două ori să ajungem în grupele Champions League. Am pierdut play-off-ul cu Rapid Viena și cu Guimaraes. Toate echipele cred că împreună, Steaua, FCSB-ul, Craiova, să aducă puncte pentru România și, cum ți-am spus, să o ia o echipă de la zero și să ajungă din nou în grupele Champions League, deși e foarte, foarte greu. Steaua sau FCSB? Pentru că spui Steaua, tu să-i superi pe cei din Liga a treia. Cei de la CSA Steaua. Pentru mine FCSB e Steaua, pentru mine personal. Dar peste 2 ani am putea să avem în Liga 1 și FCSB și Steaua, acum de altfel în 2021. Știi ce putem avea în Liga 1? Craiova. Două Craiova. Da. Păi, nu știu ce să spun. N-aș vrea să supăr pe nimeni și de-aia mai bine nu comentez subiectul ăsta. Trăgând linie, ești mulțumit de ce ai realizat din punct de vedere fotbalistic de-a lungul carierei? Sau puteai mai mult? Eu zic că e loc și de mai bine. Mai am de jucat încă mult, după părerea mea, dacă Doamne ferește să nu mi se întâmple o accidentare, ceva, eu cred că mai am de jucat mult. Îți mulțumesc foarte mult, Cristi, pentru faptul că ți-ai răpit din timpul scurt de vacanță pentru acest interviu. Atât de la acest interviu cu Cristi Bălgrădean, legătura înapoi la voi și sărbători fericite tuturor telespectatorilor noștri. Dan?